Bună ziua și bine m-am găsit la prof online pe lecții de matematică. Geometrie. Da. Te rog. Se consideră două triunghiuri dreptunghice isoscele ABCD. Deci hipoteza. Triunghiul ABC. ABD. ABD, da. Și BCD dreptunghice isoscele. Dreptunghice. Isoscele. Isoscele. A, B, D și B, C, D. Având ipotenuza B, D comună. Deci se vede că B, D, B și D, le vedem și colo și colo, da? Sunt o patru. Deci, B, D, ipotenuză comună. Demonstrați că ABCD este pătrat. În concluzie, ABCD pătrat. Asta e problema. Da. Noi să desenăm pătrat de la bun început și ca să ne iasă figura rapidă, da. Și o să notăm exact așa și o să avem, deci ABCD, ABCD. Cine este diagonala? BD, da? Uite, diagonala BD, care e și ipotenuză. Triunghiile sunt dreptunghice în A și în C, da? În B și în C, parcă. Sau cum? Da. BD e ipotenuză comună. Da. Și sunt dreptunghice isoscele în A, da. Și în C. În C, da. În A și în C. Deci am două triunghiuri. ABD. ABD. Și BCD, dreptunghice isoscele. Dreptunghice isoscele. Deci, ce înseamnă că este isoscele? Asta e cât asta. Și asta de aici și cât asta din mace. Trebuie neapărat pare ca triunghiul ăsta să fie, așa, după tine, chiar congruente. Că eu nu știu lacul asta e cât asta. Dar știu că asta e cât asta și asta e cât asta. Da. Și ipotenuza BD e comună. Ar trebui să compar triunghiul BAD cu BCD. Să arăt că BD este... Nu. Să arăt că AB este congruent cu BC și AD cu DC. Ei, aici trebuie să vedem cum reușim să facem asta. Că eu știu că măsura lui A este congruent cu măsura triunghiul. BAD este congruent cu BCD. BAD. Deci 90 și 90, da? Da. Bun. Și B de latură comună. Da. Mai trebuie... N-am decât o latură în cele două triunghiuri. Conform conștiințelor pe care știu, cazuri de egalitate, care sunt cazurile de egalitate a două triunghiuri? Latură, unghi, latură, 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 unghi, latură, unghi. Deci, unghi, latură, unghi, latură, unghi. Nu mecanic, nu mecanic. Spui da. Așa, sunt șase elemente, știu, da. Orice triunghi. Trei din ele îmi trebuiesc. Trei din ele. Trei din ele înseamnă două laturi, două laturi și unghiul dintre ele, și aia cum și laturi, unghi, latură. Unghi. Unghi, latură, unghi, deci două unghiuri și o latură. Latură, latură, latură. Și toate laturile. Da? Acestea sunt cazurile pe care le știu foarte bine. Da. Ei, tu ai decât pe BD că e comună. Mai ai și informația că sunt dreptunghice, deci 90 și 90. Păi știi că dacă aș mediana într-un triunghiul dreptunghic, este urmată din ipotenuză. Da, unde este sub mediana? Dacă băgăm noi mediana, să ducem din vârful A sau din C, băgăm niște elemente impuse în problemă. Înseamnă că măsura lui B și D este congruentă. Ai șanse cu laturi unilaturi? Adică cele două triunghiuri au
cu o latura unuia și cu latura altuia și n-am iarăși... N-am șansă rog pe unghi latura unghi. N-ai? Ai șansă la unghi latura unghi? Da. Cum? Păi știu că măsurarea aia este... VD. Da. VD. Ești într-o parte și în alta. Da. Ați trebuie unghiurile lângă el. Pe asta vreau să-ți mă cum? Păi dacă știm că măsurarea este 90 de grade. Așa. Și triunghiul ABD este dreptul isoscel. Din unghiurile de la într-un triunghi isoscel, unghiurile de la bază sunt congruente, adică ABD congruent cu ADB, rezultă că măsura lui ABD este de 30 de grade. O să fie 30. Nu, de 45. 45, sigur. 45 ăsta și 45 aici. Când am luat-o pe partea asta. Pe partea cealaltă, am luat, da? 45 și 45. Și atunci este în cazul latură, latură. Și gata problema. Deci vezi, autorul mi-a dat ceva în plus? Nu. Nu sunt latură, unghi, latură. Nu e bine? Unghi, latură, unghi. Unghi, latură. Unghi. Unghi. Unghi, latură, unghi. Da. Nu e bine? Unghi, da. Unghi, da? Deci e bine. Sau mai aveai tu unghi, unghi, latură, mai așa asta. Da. Dar noi surprindem aici, în cazul acesta, că e naturală în situație. Cazul unghi, latură, unghi se traduce și în latură, unghi, unghi. Se traduce tot așa, în situația asta. Te rog. Nu ne-a dat decât minim de informații. Triunghiurile sunt dreptunghice și isoscele, ca să căpătăm informația și îi putem da comună. Și acum a apărut că sunt congruente triunghiurile. Dacă sunt congruente, ce înseamnă asta? Că AD este congruent cu DC. AD cu DC. AD cu DC. Și AB cu BC. Deci, cum erau și isoscele, cum sunt toate laturile în figura asta? Congruente. Toate sunt egale. Da. Și iată un patul later, ai un patul cu toate unghiurile egale, de nu toate laturile egale, egale și toate unghiurile de 90 de grade, atunci este pătrat. Este pătrat. Este pătrat problema. Da. E văzut de repede. Hai să le redactăm. Deci cum spunem? Demonstrație, da? Demonstrație. Triunghiul ABD. Fie triunghiul ABD. Și CBD. Triunghiul CBD. Despre care putem afirma că măsura unghiului ABD. Măsura lui ABD. Da. Nu uita ABD știu. Păi știu cum măsura lui B este de 45 de grade. Nu știu asta. Nu știu despre ipoteză. Păi este isoscel. Păi da, să rezulte de asta. Atunci, măsura lui BAD. Deci, în triunghiul acesta, trebuie să redactăm asta. Măsura lui BAD. Congruent cu măsura lui BCD. Dacă zici măsura e egală cu măsura lui BCD. Măsura lui BCD și egală cu 90 de grade. 90 de grade. Și mai adăugăm de desubt că triunghiurile acestea luate în comparație ABD și CBD. CBD. Isoscele, da? Da. Ceea ce ar însemna de aici. Că AB e cât AD. AB egal cu AD. Din cauza isoscele. Da. BC. BC congruent cu... Egală cu... CD. Asta de unde este? Din ipoteză totul. Da? Din ipoteză totul. Din ipoteză. B de latură comună. Și acum, din cauza faptului că da. 90 de grade și triunghi este isoscel, din chestia asta ca A, B, cât A, D, rezultă că măsura unghiului A, B, de măsura lui A, B, D, egală cu măsura lui ADB. 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 90 de grade. Și egal cu cum să fie 90 de grade? 45. Egal cu 45 de grade. Iar măsura din partea cealaltă, din același motiv, e la fel. Măsura cui?
Păi dacă sunt Isus cel lui... CBD, spune CBD, egal cu măsura lui. CBD, C... cu CDB. Da. Și egal tot cu aproșii de graș. Din cele de bani sus, rezultă că în condițiile în care luăm triunghiurile acelea spre comparare, ele au triunghiurile acelea de mai sus stabilite, au BD comună, da. Comună. Unghiul de aici egal cu unghiul de aici, adică să zicem unghiul A, B, D. De congruent cu CBD. A, B, D. Congruent cu CBD. CBD. Și că A de B. Așa. Congruent cu CDB. Congruent cu CDB. Și fiind congruente, suntem în cazul care... Latură unilatură. Da. Atunci triunghiul luate spre comparare, triunghiul ABD... Iar în greză îmi sări unilatură unghi, nu știu. Unilatură unghi. Unghi. Latură unghi. Și atunci triunghiul AB... Este congruent cu... Congruent cu triunghiul... CBD. CBD. După rezultă că... Din congruență rezultă... A de congruent cu DC. A de congruent cu DC. Și A de congruent cu BC. A de congruent, atunci spune în secundă. Așa cu? BC. Uite așa cu ritmul, așa da. Ar fi dreapt. Așa. Și congruent cu cine? Cu BC. Cu BC. Și din toată povestea asta, reiese că... A, B, C, D este... Așa, și cum am și unul din 90 grade, măsura lui... Adăugăm măsura lui... L-am spus. Am spus așa. Deci rezultă că aici A, B, C, D. A, B, C, D. Este pătrat. Care toate laturile, aceste toate egale între ele. În finalul toate sunt egale între ele și luni de 90 de grade, figura este pătrat și terminată probleme. Da. Dar vezi, trebuie să redactăm corect, pentru că cel care citește nu te aude vorbind de tine. El doar înțelege ce ai scris tu acolo. Dacă ai redactat corect și ai spus tot ce trebuie, îți ia de bun. Dacă nu, zice, lipsește ceva. Pare rău, nu rezultă asta. Deci tu trebuie să ai raționamentul perfect condus, ca să fie punctat cum trebuie. Altă problemă? 8. Se consideră dreptunghiul ABCD. De ce ipoteză? Avem A, B, C, D, dreptunghi. Te rog să spui ce ai acum în minte când ai tu la un dreptunghi. Ce elemente ai tu? Clare. Da. Diagonalele sunt congruente, laturile opuse. Diagonalele sunt congruente și se înjumătățesc. De unde vin asta? De unde la paralelogram. Da. Laturile alăturate... la dreptunghi. Toate unghiurile au 90 de grade. Corect. Două câte două... Laturile opuse. Laturile opuse sunt congruente și paralele. De unde le mai avem? Tot de la paralelogram. Așa. Și despre diagonale se jumătățesc, ai zis, și încă ceva la diagonale. La dreptunghi. Formează un... Se jumătățesc, sunt congruente. Sunt congruente diagonalele. Am spus, cred, așa. Nu știu dacă ai spus. Dar, deci care e noutatea față de paralelogram? Păi față de paralelogram, aici diagonalele sunt congruente și se jumătățesc. Nu se jumătățesc și la paralelogram. Deci, și la paralelogram. Dar sunt congruente. Că sunt congruente este esențial față de la paralelogram. Da. Deci, vezi că paralel de ce noutăți avem. Deci, repetăm paralelogramul, că de fapt dreptunghi este un paralelogram cu unui drept. Da. Că paralelogramul unghiul opus erau congruente, nu? Știm. Celălalt curate sunt suplimentare. Deci, când a zis A, B, C, D, dreptunghi, în mintea mea au apărut toate lucrurile acestea. Da. Deci, mai departe. Și B, unul bisectoarea lui ABC. B? Bisectoarea cui?
lui A, B, C. Unghiul A, B, C. Bă, unghiul este doar în A, B, C. Adică, într-fel, este diagonală. Deci, diagonala, nu. E, bă, mâine este bisectare, nu-i vârful celălalt. A, da. Când ar fi diagonala bisectoare? Când? Îndreptând este... Atunci când înjumătățește și unghiul B și unghiul B. Dar când se întâmplă, când se întâmplă, ce figură se întâmplă ca să fie diagonal și bisectoare? Nu m-am pătrat. Vezi? Da. Ne clarificăm lucrurile. Mai departe. Știind că când perpendiculară pe BM. Când perpendiculară pe? BM. Stabiliți năzora patrulaterului B, C, M, N. În concluzie, ne întreabă B, C, ai zis? Da, B, C, M, N. B, C, M, N. Ce este egal? Semn de întrebare. Adică să vedem noi ce este. Da. Și, astea da. Mici, da? De mici. Da. Dacă B, C este egal cu 4,5 cm. B, C egal cu 4,5 cm, dacă băcui 4,5 cm. Atunci calculați perimetrul lui B, C, M, N. Atunci perimetrul lui B, C, M, N, egal cu cine? B, C, M, N. B, C, M, N. Egal cu cine? Păi eu sigur, B, C, M, N o să fie pătrat. Nu știu. Că tu zici sigur, merg în mâna ta, dar ai atât de multă siguranță încât nu ai lasă mie nicio șansă să mai mă opun. Deci, ce rândul în desena? Cum și-a de figura? Un dreptunghi. Deci, spunem A, B, C, D. A, B, C, D. Dreptunghi. Și B, M, bisectoarea lui A, B, C. A lui A, B, C. Adică? Ce înseamnă? Adică la câte grade de lui B? La 45. Deci la 45, nu? Da. Deci fiind unghiul 90 de grade, X la 45. Ce înseamnă? Unde apare M aici? Poți să-mi spui despre M ceva? Unde este M? Și ce se întâmplă? Ce fel de triunghi este A, B, M? Isoscel. Mie nu stăm de gânduri. Deci ăsta e 45 de grade. Vezi, în timp ce eu fac problema, tot fel de lucruri vin. Bă, am dus bisectoarea, nu degeaba. Ce faci așa? S-a împărțit unghi în două. Cum era de 90, 45. Și ăsta e de tot de 45, că poți dreptunghi ăsta aici. Deci, vezi, asta înseamnă să fie un problemă și tot timpul să analizez. Mai departe. Când perpendicular pe BM. Când pe BM. BM, uite, îl duc așa, iar CN, din C, duc o perpendiculară pe cine? Pe BM, pe bisectoarea asta. Da. Uite așa. Îmi închipă aici. B era aici, o pinte de sub, iar nu este aici. Ce înseamnă perpendiculară? Adică formează un unghi drept. Așa, neapărat acolo. De ce am și marcat așa? Da. CN, perpendiculară pe BM. Poți să-mi spui ceva despre triunghiul BNC? Este dreptunghi. Sigur că da. Și încă ceva mai are? BNC. De atunci isoscel n-are cum să fie. De ce nu are cum? De ce spui n-are cum? Păi bă, nu poate fi cum că nu. De ce nu poate fi? Din desenul meu? Da. Că desenul meu nu mă interesează. Eu trebuie să am argumente de altă natură. Argumente strict matematice, da? Da. De ce spui sigur nu poate să fie? La ce te-ai uitat tu când ai zis? La figură. Da. Pentru că e corect. Figura e făcută cu mâna liberă. Înseamnă că... Când ar fi el dreptunghi isoscel? Când n-aș? Când BN ar fi congruent cu NC.
N-am de unde să știu că e bănântul. Sau când măsura lui P ar fi congruentă cu măsura lui H. Și cât e a lui, a lui B de aici? 45 de grade. Și triunghiul cum a fost aici? Ce fel am dus eu aici? Perpendiculară. Și ce înseamnă perpendiculară? Formează un unghi de 90 de grade. Deci ăsta e de 90? Adică și vecinul să-l tot 90. Da. Deci triunghiul ăsta B în C, ce fel de triunghi este? Dreptunghi. Și cu unghi de 45 ați puțin? Este isoscel. Este isoscel. N-are cum mai ies. Vezi? N-ai voie să te pronunți, decât după analiză atentă. Adică, în timp ce fac figura, eu spun că NB este cât NC. Da? Asta e cât asta. Și cealaltă de mai înainte, nu? A fost deja stabilit că și triunghiul ăsta e tot dreptul din isoscel. Mai departe. Trebuie să... B, H, M, N. B, H, M, N, ce fel? Ce este? B, H, M, N. Că am greșit noi desenul. Nu prea îmi place mie. Nici mie. Deci nu mi-a părut patru lateră. Care-i motiv? Oare n-ar fi trebuit să facem... Cum se cheamă? Nu... N-ar fi trebuit să facem desenul invers? Cum? Adică să duceți perpendiculara nu în sus, în jos. Din ce? Deci perpendiculara din C pe B, C. Nu cum ați zis dumneavoastră, invers, în jos. Așa, perpendiculara numai asta poate fi. Dar pe B... Așa? Adică nu în sus, așa, în jos, înspre B. Asta e la dreapta, la o dreapta, așa, da? Și un punct exterior. Și atunci mai unic. Dintr-un punct exterior nu pot duce mai mult perpendicular. Deci dintr-un punct exterior duc o singură perpendicular pe dreapta. Un două. Ai, ce mă dau, zic, eu mă gândeam dacă făceam desenul în exterior. În interior. Păi, dar mi-am pus să duc perpendicular la... Nu, cum? Nu tot nu înțeleg. Care-i povestea? De ce nu ne-a ieșit? În exterior nu ne-am. Cum? Să o ducem perpendicular în exterior, adică să nu ducem înspre M, ducem înspre B. Poate. Nu te înțeleagă. Deci din ce? Da. Să duc o perpendicular pe B, M. Da. Și cum așa să duc? Da. Păi, dar asta e perpendicular aici. Păi, dar să începem să duci perpendicular. Uite, aproape e perpendiculară. Aproape. Asta înseamnă perpendiculară. Tu spui că s-o duc așa în exterior, dar trebuie să fii perpendiculară aici. Păi da. Păi dintr-un punct exterior, cum e C-ul, pe o dreaptă, putem duce mai multe perpendiculare? Nu. Una singură. Deci nu am una într-un fel și alta într-un alt fel. E una singură. Drumul cel mai scurt, cel mai dreapt. Deci mai vedem încă o dată problema. Mai citește o dată. Se consideră triunghiul ABCD. Se consideră dreptunghiul ABCD. Da. Și BM bisectoarea lui ABC. ABC. BM bisectoarea lui A? BC. Da. M aparține lui DC. M aparține lui DC. Uite, la noi nu aparțin pe DC. Apoi, vezi, aici e povestea. M aparține lui DC. Aici trebuie să mă tămâi. Ce n-am mai fost? N-am mai fost la DEL, la ce mi-ai spus cu acum? Că mi-ai spus-o chiar. Chiar mi-ai spus-o. Ai zis, dumă bisectoarea, la DC. Da, vezi că aparține lui CD. Și M aparține lui... Aici este M. Deci nu locul unde taie pe AD, ci locul unde taie pe DC. Și acum? Am ar trebui să scriu și că
Știm că când în perpendiculară pe bumână aparține lui AB. Nu aparține lui AB. E altă poveste. Vezi? Dacă nu citim problema în totalitate, cum trebuie, nu reușim să facem problema. Iată, aici este primul N. N aparține lui și facem problema de nou desenul, că nu mi-ai expus exact ce trebuie și eram contrariat. Ce am făcut eu când am văzut că nu iese problema? Ce am făcut? Citim odată. Păi citim odată, vedem ce lucruri nu le-am folosit, vedem care e problema. Ceva nu-i clar, ori eu deșeal autorului, ori... Deci n-am cum să forțez mâna. Că tu ce îmi cereai? Sunt perpendicular la oblică. Aia nu se poate așa ceva. Una singură e perpendicular. Da? Deci, desenăm un dreptul. A, B, C, D. Bisectoarea unghiului. Unghiului de aici. Unghiului B. Bisectoarea unghiului B. Dusă. Întâlnește pe AD. Pe DC, așa am spus. Într-un punct. Cum ne-a lăsat acum în parte, nu? Da. Perpendicularea dusă din C. Deci perpendicularea dusă din C. Pe cine dusă? Pe s-o întâmplat să treacă chiar pe acolo. O să vedem mai de ce. Deci perpendicularea dus așa. Întâlnește pe A, B. Deci întâlnește pe A, B. Într-un punct. N. Da? Într-un punct N. Să vedem ce putem spune despre figura așa asta care s-a format acum, N, B, C, M. Ce este N, B, C, M? Ce este B, C, M, N? Ce figură este? Nu răspunde. Este asta. Și acum începem să discutăm. Vedem ce am avut. A, B, C, D, ce este? Dreptunghi. Dreptunghi. Și am explicat ce se întâmplă. Da. Și am dus bisectoarea unghiului B. Ce s-a întâmplat dacă a zis bisectoarea? Am părțit unghiul în... Deci ăsta e de 45 de grade. Și ăsta e de 45 de grade. Și am prelungit-o până s-a întâlnit cu DC. Da. Ce figură este BC, M? BC, M. Un triunghi dreptunghic. Dreptunghic? Din cauza care are unghiul din C, din obligat. Și încă ceva. Dreptunghic isoscel. Este dreptunghic isoscel. Adică latura BC este cât cine? Obligatoriu din raționamentul ăsta. Cât? Cât M? C. M, C. Vezi? Vezi cum câștigăm elemente, dar trebuie să zăbovim și să înțelegem de ce se dă chestia asta. Mai departe. Păi după aia o să... Ce fel de triunghi este N, B, C? Și el este tot dreptunghic isoscel. N, B, C? Da. Din ce motiv? Dreptunghic este. Și isoscel. Dar nu știu că isoscel. Trebuie să am un argument. Că n-am dus decât perpendicular aici. Bă, atât am dus. Aici. Nu, ar trebui să arăt că NCB este congruent cu MCB. NCB. MCB. Da. Cu NBC. Cu NBC. NBC. Da.
teren cu MKB. Da, că lângă are drept unghiului. Da. Mai trebuie ceva. Dacă nu te folosești când duse perpendicular, nu ți-a spus. Da. Nu, degeaba a spus autorul. Perpendiculara din C, P, B, M. Orice șansă, orice efort ai face tu ca să faci problema, fără să ții cont de asta, n-ai nicio cum. Că toată informația, el e cel mai zgârcit, autorul. Nu-ți dă nimic în plus. Deci, din când nu merge problema, te mă uiți, bă, mi-a dat și pe asta. Nu degeaba, mă. Deci, știu sigur că îmi duc din C, perpendicular pe B, M. Cum se rezumă, profesor? Acolo unde s-a întâlnit perpendiculara cu bisectoarea, notăm cu O. Punctul. S-a întâmplat să fie acolo. Puteți să fie mai sus sau mai jos, da? Da. Nu conta. Da. O. Știu că O este 90 de grade. Da. Măsura lui B este de 4. Luăm triunghiul BOC. Da. Este triunghi isoscel. Așa. Dreptunghic. Este dreptunghic și da. Un de 45 de grade. Îl obligă și pe ăsta tot de 45. Și e 45 de grade. Iar în partea cealaltă, știind că tot unghiul ce este de 90 de grade, cealaltă jumătate va fi tot 45 de grade. Sigur că da, de acord cu tine. Și în... O să arătăm că N, C, B, congruent cu M, C, B, știi că unghiul C congruent cu unghiul B de 90 de grade. Da. B, C, latură comună. Da. Și știm că N, C, B, da, congruent cu M, B, C. N, C, B, congruent cu M, B, C. Cu M, B, C, tot 45 de grade. Da. Suficient, când sunt congruente. Eu dacă sunt congruente... Rezultă că N, B este congruent cu M, B. Da. Și... B, C, trebuie să arătăm numai că B, C este congruent cu... A. Trebuie să arătăm că și N, M este congruent cu B, C. Așa. Știi, o să luăm N, O, N, O, M. Triunghiul NOM, da, și BKO, da, măsura lui OICOM era aceeași, da, tot de 90 de grade. Da. Aici, da? Da. Bun. Din prima congruență știm că măsura lui M este de 45 de grade. Așa. Și în partea cealaltă tot de 45 de grade. În aceeași motiv, da. Da. Problema este că nu știm... Da. Ar trebui să arătăm că nu, nu o este congruent cu OC. N, O, C, O, C. Cu orice, da? Ce intuiești tu de figura asta? Bunul simț matematic de până acum? Pătrat. Pătrat. Și ce ar trebui să arăți ca să fii pătrat? Toate că două unghiuri... Nu, că toate laturile sunt congruente. Toate laturile sunt congruente. Ce este, de fapt, pătratul? Toate laturile congruente, da? Dar nu neapărat din chestia asta, nu rezultă din pătrat. Pătratul este, cum se cheamă? Este dreptunghiul cu o latură congruentă cu... Nu. Deci pătratul este dreptunghiul cu două laturi congruente... cu două laturi consecutive congruente. Important. Dragule, vezi că problemele se... figurile care face așa să leagă dintr-un alt, dintr-o problemă în alta. Tu ai făcut mai întâi paragramul. Da. După ce ai făcut paragramul, stai în proprietății.